Râul Stratan, care curge de-a lungul orașului Ceadăr Lungă, timp de mulți ani era o problemă gravă pentru locuitorii orașului. Albe înnămolite și cantitățile mari de gunoi menajer aproape că au dus râul la pieire. Localnicii nici nu-și amintesc când a fost curățat râul ultima dată. În timpul ploilor, râul deseori se revarsă peste maluri, inundând totul în jur. Așa cum era mai înainte, nici nu putea fi numit râu. Era plin cu nămol, nisip, împânzit cu buruieni și papură. De-a lungul străzii Voroșilov, albia crescuse până la nivelul drumului. La 13 iunie anul 2016, peste oraș a căzut o ploaie torențială puternică. Râul Stratan s-a revărsat din nou. Apa a inundat grădinile și a intrat în case. Salvatorii au evacuat din zonă bătrânii și copiii. Această inundație a devenit o adevărată tragedie pentru oameni. Inundația a fost mare. În acea noapte, oamenii n-au dormit de fel, deoarece apa era peste tot și era foarte multă. Apa ajungea până la ferestre. A doua zi, salvatorii i-au scos pe mama și tata pe fereastră și i-au adus acasă la mine. Ne-am întors aici în dimineața zilei următoare. Peste tot era nămol și apă. Toată vara am făcut reparații, dar mama a murit de necaz. Din cauza inundației, casele a 15 familii au devenit nelocuibile. Oamenii au rămas în stradă fără un acoperiș deasupra capului. Conducerea Turciei a luat imediat unica decizie corectă, de a nu lăsa oamenii în impas și de a le acorda urgent ajutor. La ordinul personal al prim-ministrului Republicii Turcia, Binali Yildirim, Agenția pentru Colaborare și Coordonare TİKA a construit în termen record o clădire cu 3 etaje pentru familiile sinistraților. Oamenii au revenit la viața normală, au început să se nască copiii. Slavă Domnului! Aici în apartament este foarte bine. Îmi place mult. Aici s-a născut fiica mea. Ne bucurăm mult! Agenția Turcă pentru Colaborare și Coordonare TİKA are întotdeauna o abordare sistematică față de soluționarea problemelor complicate. Pentru a-i salva pe locuitorii orașului Ceadăr Lungă de pericolul inundațiilor, s-a decis efectuarea unor lucrări ample de curățare și restabilire a albiei râului Stratan. Lungimea arterei acvatice pe teritoriul orașului constituie 3 km. Versantele și fundul râului au fost curățate de vegetație de prisos, gunoi și nămol. Albia a fost adâncită și lărgită până la 6 metri. Pe sectorul cu cele mai multe sinuozități, în sectorul locativ, unde se produceau cele mai multe revărsări, fundul și malurile râului au fost betonate. Lungimea acestei porțiuni este de 300 de metri. Au fost curățate și reparate 9 poduri pe lungimea întregului canal. S-au construit 2 poduri noi, pentru mașini și pietonal, care le permit locuitorilor orașului să se deplaseze prin oraș mai ușor și mai comod. S-a executat un volum mare de lucrări, în condiții dificile, dar am reușit să realizăm sarcinile propuse. Și acum pericolul inundațiilor a fost practic lichidat. Astăzi, când toate lucrările de curățare a râului Stratan au fost finalizate, oamenii în sfârșit sunt calmi și privesc cu încredere spre ziua de mâine. Pe timp de ploaie sau alte precipitații, toți noi, cei care locuim de-a lungul râului Stratan, suferim mult din cauza faptului că apele nu aveau scurgere. Apa se revărsa, inundând grădinile și casele noastre. Acum râul a fost curățat și vreau să mulțumesc pentru aceasta. Acum suntem liniștiți. Dorim ca și în continuare să fie totul bine. Vreau să mulțumesc mult Republicii Turcia, prietenilor noștri, pentru că ne-au ajutat să rezolvăm această problemă și acum putem dormi liniștiți. Și nu doar noi, ci toți cei care locuiesc de-a lungul râului. Salubrizarea râului Stratan și renovarea podurilor au asigurat locuitorilor orașului Ceadăr Lungă posibilitatea de a se deplasa în siguranță peste această arteră acvatică, pe toată lungimea acesteia, în perimetrul orașului. Deseori mergem pe aici. Este drumul ce duce spre școala noastră. Mai înainte era stufăriș. Acum albia a fost curățată. Râul a devenit mai frumos, mai mare. A fost adâncit.
Realizare cu succes și complexă a proiectului, care include atât construcția noului bloc locativ, cât și curățarea albii râului Stratan, este un ajutor real pe termen lung oferit de poporul turc locuitorilor Gagauziei. Acest proiect a contribuit la siguranța și îmbunătățirea calității vieții oamenilor simpli. Este un aport considerabil în dezvoltarea infrastructurii orașului Ceadăr Lungă. Agenția Turcă pentru Colaborare și Coordonare TİKA continuă să realizeze în Gagauzia un șir de proiecte sociale importante. Poporul Gagauziei se bucură permanent de susținerea și ajutorul Republicii Turcia. Președintele Republicii Turcia Erdogan a afirmat că Turcia va acorda întotdeauna ajutor tuturor celor care au nevoie de el, oriunde în lume.